Hristos a înălțat, șa de la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru mine astăzi și pentru cei care sunt în acord cu ceea ce eu am spus. Ca și copil, am petrecut într-un sătuc de câmpie, destul de modest, destul de sărăcuț. Nici noi n-am depășit această stare, dar aveam bucuriile noastre de copil. Acum, să fiu sincer, sunt la degetul mic al lui Ion Creangă, nu vă pot spune aproape mai nimic, pentru că a fost o viață destul de searbădă, dar frumoasă. Avea pitorescul ei. Pitorescul consta în gârla care curgea aproape de noi și în care ne scăldam, în pădurea unde mergeam să hrănim caprele și să adunăm frunză și alte din astea. Dar avea și câteva personaje. Unul din personajele astea era Tanti Jana. Tanti Jana era o femeie destul de drăguță, rămasă singură însă, locuia cu mama dânsei și oamenii o considerau excentrică. Se pare că atunci când a abdicat regele Mihai și a fost forțat să plece din țară, ea a avut o depresie adâncă, probabil că l-aprecia mult pe rege și a rămas necăsătorită. De atunci, când auzea un avion că trecea pe deasupra satului, spunea, vine! Vine regele! N-am înțeles mare lucru ca și copil, că nu prea știam care e treaba cu regele. Știți că eram ținut sub alte președinții și împrejurări și tovărășii. Dar în inima mea s-a sădit ceva. Dorința după rege, mai ales că de prin Biblie mai știam, mai înțelegeam câte ceva, auzisem despre asta. Când mergeam cu școala la Castelul Peleș, cei care vă amintiți în vremea cealaltă, vizitai totul, era frumos, însă era o sală sigilată, o sală în care nu se putea intra. Știți despre ce spun? Era sala tronului, da? Acum, asta m-a agitat și mai tare în lăuntru meu, sala tronului. Cum o fi? N-am văzut în viața mea un scaun regal. Nu ne arăta pe vremea aia, în 2 ore de televiziune, erau alte lucruri de arătat. Și curiozitatea mea a crescut. Și când am descoperit în Apocalipsa sala tronului, sanctuarul ceresc, eu sunt entuziasmat. În entuziasmul meu se pare că uneori mă pierd. Rămân așa, nu mai știu să spun mare lucru, să leg. Dar e bucuria mea să pot să știu că odată și eu și fiecare dintre noi vom ajunge în acea splendoare și vom vedea maestatea. Îl vom vedea pe el așa cum este. Dar până atunci o să-l vedem voalat. Astăzi, sub titlu Mielul, Cartea și Cântarea, intrăm puțin în Apocalips, capitolul 5. Așa că eu am să citesc, sunt 14 versete, dar mult mai ușor de digerat, dacă vreți să vă spun, decât capitolul 4. Acolo lucrurile sunt greu de prezentat, greu de explicat, însă aici lucrurile se simplifică puțin și apar așa cum le-am spus eu. Sunt câteva lucruri care apar pregnant și eu am pus, apar cartea, mielul și cântarea, dar eu vreau să le așez în ordinea în care consider că sunt importante. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe din lăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel,
Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimese în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul lui de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care, paranteză, sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau: amin! Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin! Este un capitol interesant dintr-un anumit punct de vedere. De puține ori vom găsi Sfânta Treime în același loc. S-a întâmplat odată, vă amintiți, la botezul Domnului Iisus Hristos, se întâmplă aici. Ce m-a frapat este că am privit cu atenție în capitolul 4 și mi se părea incomplet ceva. Ioan, fascinat parcă de ceea ce vede, are o scăpare. Ați fost atenți. Cineva lipsește din scenă. În capitolul 4 lipsește tocmai cel care trebuie să deschidă și să descuie mersul istoriei mai departe. Vede acolo și una și alta și tron pe cel ce șade, Duhul Sfânt în plinătatea lui, bătrânii, heruvimi, serafimi, vede toate astea. Un singur lucru lipsește din scenă. Lipsește mielul. Și m-am gândit așa, de câte ori și noi, fascinați de creație, de minuni, prinși de viața de zi cu zi, luați de valul lumii, de câte ori eu și dumneavoastră nu l-am pierdut din ochi exact pe cel care este foarte important. Domnul Iisus Hristos este cel care ține istoria omenirii în mâna sa. Văzută de sus, lumea toată, biserica, România, familia, viața mea, dacă nu-L cuprinde în ea pe Domnul Iisus Hristos, viața este searbădă și fără sens. Totul este în blocaj. Mi-am îndreptat prima dată privirile către miel, pentru că mielul este vrednic. Și punctele acestea sunt, v-am spus, mielul, cartea și cântarea. Mielul, și se repetă în cântare, ești vrednic, tu ești vrednic. Deci mielul este vrednic, cartea este sigilată, iar cântarea este o cântare, cum? Nouă, așa spune cuvântul. Ne îndreptăm privirile către acest episod. Când Ioan, în primul verset din capitolul 1, este invitat: vino să-ți arăt ce are să se întâmple, și nu mai intru în detalii, cum a intrat pe ușă Hristos, cum era în Duhul,
cumprin smerenie și așa toate cele care le-am spus data trecută, vreau doar să vă spun că îi se promite lui Ioan, vino să-ți arăt ce are să se întâmple. Numai că începutul capitolului 5 pare un blocaj. Cartea este și e important. Mă gândeam, are importanță, putea să spună este în mâna tatălui. Dar știți ce spune acolo? Cartea era, cuvântul este foarte exact, în mâna dreaptă. Este un detaliu important. Când se spune că eu și tu suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu are atributele care în mare eu le am, mă pot regăsi și vin din Dumnezeu. Ce este important că noi suntem cei care vom sta unde? La dreapta Tatălui. Și eu îmi doresc ca fiecare dintre noi să ajungă la dreapta Tatălui. În mâna dreaptă era o carte. Și aici lucrurile se blochează. Nimeni, spune cuvântul, nu era vrednic sau nu era calificat. Adică cum? Păi erau acolo arhangheli, heruvim, serafim. Nu pot ei să deschidă cartea? Sunt sfinții îngeri. Nu poate Maica Domnului să deschidă cartea? Nu poate oare Avraam, tatăl tuturor credincioșilor? Dar David, dar Moise, dar profeții din vechime, dar sfinții apostoli? Spune cuvântul că s-a făcut tăcere. Momentul era blocaj. Se putea bloca istoria omenirii, pentru că Hristos este cel care ține cheia istoriei în mâna sa. Trebuia cineva care să aibă toată autoritatea și să poată controla istoria. Urma o operație chirurgicală foarte fină. Din capitolul 6 v-am spus și v-am promis că nu intru din 6 încolo, pentru că mă doare sufletul. Începe operația aia chirurgicală care este de mare finețe. Totuși, fără această operație de îndepărtare a răului, nu se poate merge mai departe. Nu se poate face dreptate. Și atunci ar putea striga cerul tot, universul. Unde este dreptatea lui Dumnezeu? Lucrurile par blocate, însă Hristos este cel care ține în mâna sa istoria omenirii. El este îndreptățit, nu Tatăl spune, Tatăl a dat Fiului toată judecata, i-a dat bisturiu. Și apoi, ușor, ușor, fiecare pecete se deschide și începe să opereze, și începe mânia lui Dumnezeu, și începe purificarea, dacă vreți, a întregului pământ. Purificare de care are nevoie, spune Romani, în capitolul 7, până și, nu numai noi așteptăm. Cine așteaptă? Firea întreagă, creația toată, geme, stă și așteaptă lucrul acesta. Interesant, cel care ține cheile istoriei, dar și viața mea și destinul meu în mâinile sale, este Hristos Domnul. Și vreau să vă spun că mielul este Hristosul. Și Hristos nu este acela pe care îl scriem noi pe tricouri. Nu este acela care îl văd eu într-o icoană. Uneori nu este acela despre care eu cânt. Nu este acela pe care mișcarea hippie și l-a luat de emblemă. În anii 60, mișcarea hippie a zis, e emblematic Hristosul. L-au luat de emblema lor. Mișcări revoluționare au zis, Hristos, mare revoluționar, a schimbat, hai să-l luăm să ne fie... Sunt alții care îl tratează cu o prietenie așa,
până la te trage de șireturi, cu o familiaritate, și îl trimitem: Doamne Iisuse, du-te Tu și umple scaunele bisericii. Ați auzit cumva rugăciunea asta? Greșită! Greșită! Te-ai rugat vreodată așa? Dacă te-ai rugat așa, gândește-te că Tu ești trimis, Eu sunt trimis. Noi, Biserica Efraim, am promis că deschidem ușile larg pentru cei din afară. Hristos, prin Duhul Sfânt, ne însoțește, ne împuternicește. Prin Duhul poate face lucruri mari în noi și prin noi. Dar noi îl socotim un prieten pe care îl trimitem să viziteze bolnavii în spital. Apropo, când ați fost ultima dată la o vizită în spital? La bolnavi. Când v-ați rugat ultima dată pentru... Marți. Ne-am rugat ultima... Dar cei care nu veniți marțea, când v-ați rugat? A, știu când. Când cineva din familie apropiat este afectat. Când ai strigat: Hristoase, Tu poți, Tu ești mielul care prin rănile Tale poți să vindeci. Știți? Îl scăpăm de multe ori din vedere pe Domnul Iisus Hristos. Când a fost botezul Domnului Iisus Hristos la Iordan, știți cine L-a recunoscut? Unul singur. Unul singur, și care a exclamat: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și aș vrea să te întreb astăzi, ești sigur că ți-a ridicat păcatele? Că El le-a ridicat pe ale lumii, dar pe ale Tale i le-ai dat? De curând, nu vă spun persoana, că m-a rugat să nu spun, m-a sunat cineva și mi-a spus: pe data de cutare nu pot să vin la nunta fetei tale, trebuie să mă botez. Am picat aproape în leșin de plăcere. Și mi-a spus: din momentul când am hotărât lucrul acesta și mi-a dat și data 9 iulie, a zis: mă simt altcineva, parcă zburd, parcă zbor, am scăpat de povară. Și am zis: da, mielul lui Dumnezeu a ridicat păcatele alea multe pe care tu le recunoști. Frați și surori, prieteni, suntem împovărați, dar mielul lui Dumnezeu poate ridica păcatul lumii și poate ridica păcatul meu și al tău. Mielul lui Dumnezeu a răscumpărat, zice, ești vrednic tu, deci mielul este vrednic. De ce este vrednic? Pentru că, spune cuvântul, ne-ai, aici în Biblia Cornilescu, spun cei mai mulți că este greșit. Ai răscumpărat, pare destul de ceva. Ne-ai răscumpărat, pentru că acolo cântă și cei 24 de bătrâni, care cumva ne reprezintă pe noi. Ne-ai răscumpărat. Ce este răscumpărarea? Ștefan era singurul copil al unei familii care trăia undeva pe malul mării, într-un orășel, la malul mării. Era așa de fascinat de valurile mării, de vapoarele din larg, de briza mării, îi plăcea mult să stea pe mal. Și în el s-a trezit o dorință. A vrut să aibă un vaporaș. Și a spus tatălui lui: tată, mă lași să lucrez în atelierul tău, vreau să-mi construiesc un vapor. Și sub îndrumarea tatălui, cu sfaturile lui, cu îndemânarea lui, a început să taie lemnul, să așeze, să facă, să pună un catarg acolo, a început să vopsească, a făcut o lucrare foarte frumoasă, era foarte încântat. Într-una din zile a ieșit să-și lanseze vaporul în larg. Și l-a așezat pe valuri, era marea destul de liniștită, și el s-a așezat așa, culcat, cu fața către apa mării și își admira opera și era tare încântat. La un moment dat se aude un sunet de sirenă. El se ridică și într-adevăr vede undeva un fum gros care se ridica. A lăsat totul baltă și s-a dus să vadă ce e acolo. Fusese o alarmă, dar nu prea complicată, unul din depozitele vechi de pe coastă de acolo luase foc, n-a fost nimic important. S-a întors și când s-a întors, nu mai era vaporașul. L-a durut, au trecut câteva zile
Și într-una din zile, trecând prin oraș, vede în vitrina unui magazin de artizanat fix vaporașul lui. Este entuziasmat, se duce și spune vânzătorului: ha, ăsta este vaporul meu, l-am făcut cu mâinile mele. Și vânzătorul îi spune: îmi pare rău, eu te cred, dar eu l-am cumpărat de la un pescar. Cu același preț eu ți-l pot înapoia. Și atunci băiatul se duce prin vecini, începe să lucreze, părinții îi văd preocuparea și îl ajută, își strânge mica avere și se duce și își cumpără din nou, adică își răscumpără, îl strânge în brațe și spune așa cu toată dragostea: tu ești lucrarea mea, de două ori te-am cumpărat, ești de două ori al meu, tu ești vrednic, pentru că ai răscumpărat, ne-ai răscumpărat cu sângele tău. Oameni din orice națiune, n-a ținut cont. Frați și surori, prieteni, tinerii, simțiți răscumpărarea? Hristos ne-a răscumpărat pentru că s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare. Știți despre asta? În planul Tatălui așa a fost. Blocajul s-a rezolvat. Cine se duce pentru ei, se aude în cer. Cine este vrednic să deschidă cartea? Și mare tăcere. Dar slavă Mielului, pentru că El este vrednic. A Lui să fie slava. El este vrednic și trecem la punctul 2, să desigileze cartea, pentru că această carte este sigilată. Ne oprim puțin asupra cărții. Cartea nu este așa în accepțiunea noastră. Cartea este prezentată ca un sul și probabil că majoritatea știți că în antichitate și până mai încoace, până și regii din secolele trecute, trimiteau ca un sul și îl pecetluiau. Cartea este un papirus sau poate un pergament, dar ce este interesant, spun cercetătorii că astfel de documente care sunt scrise pe o parte și pe alta sunt de mare importanță. Acolo este un mesaj foarte important, dar și complet. Spune tot ce trebuie acolo ca să se rezolve problemele. Cartea aceasta este așa de importantă și de ea depinde mersul istoriei omenirii, dacă nu se blochează totul. Și dreptatea nu mai poate să apară, nu mai poate lucra. Dar Mielul vrednic poate să o ia. Și cartea aceasta mai avea ceva interesant. Știți, ați urmărit. Șapte peceți. Știți ce înseamnă asta? Total blocat. Închis total. Șapte, știți că e de plinătate. Total închisă și blocată. Nu poate avea acces decât cel care este vrednic. Și cel vrednic și-a dat viața ca să mă răscumpere și să aibă drept să deschidă pecețile. Și să înceapă acea operație despre care vă spuneam, destul de sensibilă, ca mânia lui Dumnezeu să îndepărteze tot ce este rău, să lucreze, să, ca un bisturiu adânc, să scoată răul din această omenire și această răscumpărare să vină nu numai pentru noi, ci pentru întreaga creație. Este așa de important să reținem însă. Ce bun! Cartea aia nu mai este așa de valabilă pentru noi. Mai ales că noi, biserica, sperăm ca la ora când începe să fim lângă Domnul. Reprezentați de cei 24 de bătrâni, cu laurii biruinței pe cap, îmbrăcați în haine albe, faptele neprihănite ale sfinților, puritatea care vine prin credința în Hristos, care ne aduce neprihănirea, să fim acolo și să nu fim parte a acestui proces dureros. Ei bine, dacă acea carte nu e relevantă pentru noi și nu mai așa de importantă, avem și noi o carte foarte importantă, totală, o carte care însă nu mai are niciun sigiliu.
este absolut deschisă. Dumnezeu ne-a vorbit nouă omenirii, când într-un fel, când în altul, iar la sfârșit ne-a vorbit prin Fiul și și-a completat cuvântul și iată cartea. N-are peceți. Este scrisă și pe afară și pe din lăuntru. Are totul de plin în ea, are rezolvarea, are cheia. Noi nu mai suntem sub o taină. Noi ca biserică avem un mare har că avem cartea. Te întreb, mă întreb, ce faci cu cartea asta? Bătrânii din adunarea de la țară, și erau îndreptățiți să spun așa, că atunci se punea laptele la prins. Știți ce înseamnă? Da? Să faci iaurt din lapte. Zice, cumva îți folosește Biblia, nu? O pui pe oala unde prinzi laptele și stătea că e grea și acoperă bine. Sau e cu praf pe ea undeva pe... Un pastor a fost în vizită la o familie. Am citit de curând asta. E o ilustrație interesantă. Mănâncă, ajung la micul dejun, au scos oamenii ce aveau mai bun. Tacâmurile alea valoroase. Nu vă spun din ce erau. După ce a plecat pastorul, soția caută și la un moment dat se duce destul de necăjită la soțul și îi spune, pastorul ăsta ne-a furat lingurița. După o anumită vreme, este din nou invitat. Ea nu putea să, știți, adică nu numai femeile sunt așa, uneori și eu mai sunt așa, am curiozit, băi, cum se poate așa ceva până nu văd cazul rezolvat, până nu văd problema. Îl invită din nou și îndrăznește. Frate pastor, uite, când ați plecat de la noi, din momentul ăla a dispărut lingurița. Și atunci pastorul spune, vezi că lingurița este în carte. Ați înțeles în care carte, da? Lingurița e în carte. Când ai deschis să cauți lingurița ultima dată? Comoara. Frați și surori, avem cartea, nu mai e pecetluită, e deschisă pentru mine, pentru tine. Deschid-o, folosește-o, afli în ea mântuirea, răscumpărarea. Mănânc-o, înghit-o, o să-ți pară amară uneori. Dar ea e dulce și are un conținut minunat. Nu sunt numai judecățile, e și rezolvarea. Trecem la punctul 3. Cântarea. Și cântarea este una nouă. Cântarea nu e lălăială, nu e bâțâială, cântarea nu te adoarme, cântarea nu e ritual, nu e de formă, cântarea este una proaspătă. Când zici și cântau o cântare nouă. Cum e cântarea? E nouă. E proaspătă. Are gust. Acum mă gândesc, cântarea asta, eu nu știu, nu știu notele cu care se cânta, nici măcar armoniile. Știți ce e important la cântarea asta? Textul. Și gândindu-mă la text, mi-aduc aminte de o cântare interesantă care o aud încă destul de des cântată. Doar o colibă aici jos îmi ajunge, argint și aur n-am, dar am cont în bancă. Mi-ajunge o colibă mie și eu cânt asta, dar eu am cel puțin 2-3 camere, 15 unii. Păi ne ajunge sau nu ne ajunge? Nu e așa că e irelevantă cântarea. Nu mai e nouă, s-a dus. Și sunt atâtea cântări, credeți-mă, pe care le cântăm cu sfințenie și sunt absolut, absolut irelevante. Cum cânți cântarea? La ce te uiți? Te prinde armonia? Te ia valul? Vărul meu Gabi mă întreba la nuntă la fieta, o să se danseze? N-am știut să-i dau răspunsul exact, că te poate lua ceva prin surprindere. Dacă îi oprinde muzica prea tare, nu? S-ar putea să. Dar vă spun, aici nu este vorba despre asta, frați și surori. Cântarea asta are un conținut extraordinar.
Știți ce este? Noi avem noi teologii biblice interesante. Creștinismul are o grămadă de teologie în el. Dar teologia cerului este prinsă în aceste cântări. Interesant este că sunt aici 5 imnuri de laudă. În general, cântarea cea mai frumoasă este imnul, pentru că ea laudă pe Dumnezeu. Nu ne mai îndreptăm ochii către coliba noastră și către belelele, că le avem destule. Ne îndreptăm ochii către Dumnezeu și cântăm un imn de laudă. Și cântarea asta, aceste 5 imnuri, 2 sunt pentru Tatăl, capitolul 4, 2 sunt pentru Fiul și la final de tot, mai este o singură cântare care este pentru Fiul și pentru Tatăl împreună. Sunt cântări progresive și de ce spun asta? Prima cântare, vă amintiți, Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și ce frumos tinerii cântau, Sfânt, vreau să, Sfânt, Sfânt, Sfânt și cum era? Mai tare, vreau să te văd. Vrei să-L vezi? Păi trebuie să fii sfânt. Nu poți să vezi pe Dumnezeu în sfințenia Lui dacă tu nu ești sfânt. Fiți sfinți, spune cuvântul, căci eu sunt sfânt. Bun, cântă prima dată, dar cine cântă? Cele patru făpturi vii. Este ca o piatră aruncată undeva în apă și încep cercurile concentrice să se ducă, să se lărgească. E o cântare care cuprinde până la urmă universul. Încep făpturile vii, următoarea cântare de vrednicie pe care o cântă împreună heruvimii, serafimii și cei 24 de bătrâni. După asta, iată următoarea cântare. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare, s-au aruncat la pământ și aveau fiecare o alăută, potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Am vrut să citesc aici pentru că vreau să vă spun ceva. În imnul de laudă sau alături de imnul de laudă merge foarte bine rugăciunea sfinților, tămâia. Și vreau să vă spun că nicio rugăciune a sfinților nu se pierde. Dumnezeu le acumulează și vor fi o jertfă de plăcut miros. Rugăciunea și cântarea merg mână în mână. Rugăciunile sfinților sunt acolo lângă cântare și împreună cu alăutele. Și vă spuneam, nu știu armoniile în care se cântă, dar conținutul este unul extraordinar și este parfumat, este aromat cu rugăciunile sfinților. Frumos să cânți asta. Lângă ființele vii și cei 24 de bătrâni, se atașează apoi și îngerii. Câți îngeri? Mii de mii. Deci cântă prima dată cele patru făpturi vii. Cântă bătrânii. Cântă împreună făpturile vii și bătrânii. Cântă împreună făpturile vii, bătrânii și îngerii apoi. Și la final, cercul devine așa de larg. Și ei cântau cu toții, universul întreg este cuprins aici. Nu aș putea să vă spun care ființe de sub pământ, nu pot să intru în detaliile astea. Dar probabil că a fost tot așa metaforic să înțelegem că este prins tot universul în cântarea asta de laudă. În afară de ființele care au beneficiat de asta, se atașează îngerii cu bucurie. Se atașează universul întreg și laudă pe Tatăl și pe Fiul. Încă o dată aș vrea să ne verificăm cântările. Aș vrea să văd în mine dacă mă atinge cântarea. Dacă am înțeles conținutul. Vă spuneam, noi avem tot felul de teologii în creștinism. Dar
teologia care este, a fost, este și va rămâne valabilă, o găsim în aceste imnuri. Vrednic ești tu să primești, hai să cântăm pentru că sunt 7 elemente, iară, pare frumos de plin. Ei ziceau cu glas tare, versetul 12, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Dacă în cântarea noastră nu amintim din ceva din toate astea, este o problemă cu noi. Trebuie să ne verificăm cântările. Unii au considerat că este chiar bine să ia cântările la rând, să le reverifice și unele au pe ele o linie în diagonal așa. Pentru că mielul merită o închinare din toată inima și relevantă. Și atunci când folosesc cuvinte irelevante, când folosesc cuvinte ușurele, și câte cântări ușurele nu avem. Când eram cu prietenul Laurențiu, mai la începuturile lui, era o cântare cu luna, noaptea, nu știu ce, când îl apuca disperare. Îl apuca disperarea. Și când am stat să ascult cântarea, am înțeles de ce l-a... Stăteam sub clar de lună și nu știu ce, o chestie. Dar o cântare creștinească foarte melodioasă și foarte... Cu se cânta, era în vogă. Din momentul ăla am început și eu să fiu... Cântăm uneori, mulțumesc, Doamne, că pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat. În momentul în care cumnatul meu a fost luat destul de tânăr, la 52 sau 53 de ani, n-am putut să mulțumesc pentru ce ne-a luat Domnul din familie. Rămăsese sora mea cu 7 copii, încă un copil înfiat. N-am putut și am zis, Doamne, să mă ierți, nu pot acum să cânt cântarea asta. Și când se cântă cântarea asta, imediat mi se strânge inima. Știi ce cânți? Trebuie să intrăm în armonie și în rezonanță cu cerul și cu voia lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a cântat aici a fost în voia lui Dumnezeu. Aș vrea să recapitulăm puțin și să reținem. Mielul este vrednic să deschidă cartea, cineva a zis slavă lui, slavă lui din toată inima, mielul este vrednic să deschidă cartea, istoria lumii să meargă mai departe, și este vrednic să primească o cântare de care? Nouă, de laudă. Cântați Domnului o cântare nouă. Și la final, iată ce vă îndemn. Cei 24 de bătrâni cu care eu mă identific, nu știu dacă și dumneavoastră, s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Și îndemnul meu de final, nu știu dacă o să ții minte, dar am simplificat cât am putut. Mielul, cartea și cântarea. Este inteligibil, s-ar putea să rețineți. Dar să nu uitați măcar lucrul ăsta, că El este Cel care este viu în vecii vecilor, El este vrednic, s-a calificat pentru că și-a dat viața pentru noi, este calificat să ducă mai departe istoria omenirii, să o controleze pentru că este autoritate maximă. Când apare mielul, apare cu 7 coarne care înseamnă atotputernicie, cu 7 ochi atotcunoscător. Și este în plinătatea Duhului, are cele 7 duhuri. Ce frumos, ce autoritate. Cum să nu te supui, mai ales când știi că El este viu în vecii vecilor. El merită lauda, cinstea și închinarea. Amin.